cu Mario, părintele de la treabă. Mario, am să insist astăzi pe o chestie și anume. Învățătoarea îți spune așa. Da. Am mai văzut mai treaba asta. 5 minus 3 egal cu 5. 2. Cu 2. Foarte bine. Adică din 5 mere ai dat 2, 3 probate, au rămas 2 mere. Dar ăsta care nu mai are pe nimeni în față, nu mai pune niciun semn. Se subînțelege, nu îl pune, că semnul este cu plus. Deci dacă nu-i pune, da, e cu plus. Însă, eu dacă am să scriu așa, minus 3 plus 5, deschid locurile. Pe 3 îl duc toți cu semnul său până în față. Da. Și pe 5, acum că se are de cine să le ia, 5-ul se leagă de cine? De 3, da? Okay. Nu i-am pus data trecută, din ce motiv i-am pus? Că l-am bine în față. Acum, când am pus pe locul 2, mi-am spus plus. Acum am recunoscut semnul. Deci nu se pune semn când nu mai are pe nimeni în față și atunci se înțelege că e cu plus. E bine, cât faci oare rezultatul aici? 7, 8. De ce? 2. Tot 2, mă, tot 2. Este tot aceleași numere. Tot la fel. Numai că le-am schimbat ca poziții și între legătura e la fel. Adică ca și cum ar fi 5 scăzut 3. Deci faci tot 2. Învățătoarea spune că și nu avem voie să le schimbăm. Eu răspund, dacă le schimbăm cu tot cu semnul lor exact ca înainte, avem voie. Că tot același lucru este. Exact cum ai schimbat. Ai 5 lei da, și ai datorii 3 lei. Trebuie să ai datoria. Dar n-are importanță de ce buzunar ai. Sau n-are importanță ce mână ții cei 5 lei. Că îi ții în stânga, că îi ții în dreapta, tot prea ții dai pe cei 3 lei. Și în barbă, fie în stânga, fie în dreapta, să mergă tot 2 lei. Deci vezi că și chiar chestia asta. Poți să... Deci 2 lei. Da? Deci îți mai rămâne ție după scăderea asta, după ce te-a dat datorie, doar 2 lei. Așadar, vezi că putem schimba între ei foarte ușor. De aceea, când am făcut noi următoare chestii, am zis 7 minus 9 plus 3 minus 5 plus 8 minus 11 și plus 20. Cum am zis? Asta am făcut, adică i-am pus pe toți cei cu plus, care sunt legați cu plus, șaptele este, dar nu am ce vreau să-l pune semnul în arca pe nimic. Și am zis așa, e calcul 7 plus 3 plus 8, deci toți cei cu plus, vezi că îi schimbăm pozițiile. Asta facem, tocmai și pe chestia asta. Plus 20 și pe urmă minus. Toți ăștia l-ați. Minus 9, mă rog. Minus 5. Minus 11. Și este egal cu cât face aici? 7 plus 3 plus 8 plus 20 este egal cu 31. Face 10 și 20, 38. Foarte bine spus, 38. Acum, toată datoria asta o adunăm, nu? Egal. Face cât? 25. 25. Și cât este rezultatul? 3 la final. Așa. 13. Foarte important lucru. Deci tu ai această tehnică. Și spun noi, toți cei cu plus, ca să văd că să fac și eu socotele, să văd câți am cu plus, câți am cu minus. Da. Cu cât este egal? Minus 3, minus 5. Nu se poate. Ce tu ai făcut aici? Ai făcut asta? Minus 9, minus 11, minus 25. Păi nu, minus 5 se poate. 3 minus 5 nu se poate invers. Cum? Cum? Dar nu ai adunat datoria toată? Nu ai așa datorii? Datorii. La un băiețel 3, la unul 5. Și cât faci? Cât ai? Cât datorii ai? Cât ai? 8. 8. Corect. Deci minus 8. Minus 8. Îi punem minusul. Că face minus, e datorii. Deci, practic, când îi vezi
la fel, minus 3, minus 5, sau domnule, și să punem datorie acolo, da? Încă o dată, ia să vedem, cât face minus 7, minus 3, minus 9, minus 11, cât face asta? Minus 7, minus 3, minus 9. Face, ia mai fel o dată. 10, 9. Primele două cât fac? 10 și cu primele ultimele două. 20, 20 cu 10, 30, cu 9. Care e 9? Că am adunat. 9 și cu 11, stau făcut 20. Minus 30. Minus 30. Da? Minus 30. Deci, răspunsul este... Alo? Acum da, așa este. Văd și eu pe ecran. Perfect. Da? Deci, e perfect, numai că înainte era o fereastră. Am văzut acum, a apărut o fereastră. Da. Da, când v-am sunat, era o fereastră. Pe fundal verde, așa, și doar atât. Bun. Mulțumesc frumos. Așa. Deci, am constatat coșmecherii pe care merit să o țin minte toată viața. Deci când sunt prieteni... Și în clasa 10-a. Nu în clasa 10-a, asta e așa o idee care trebuie să o ții tu toată viața. Deci când îți datorii... Cu minus. Cu minus ăștia, da. Trebuie să-i atâmpi toți ca să vezi datoria totală. Ai unul ăla să ai... Am făcut atunci, am de mai multe ori, am făcut. Așa, am făcut. Da? Cât face încă o dată? Minus 3, minus 9. De capul? 12. Cât? 12. Atenție! Egal cu? 12. Minus 12. Minus. Așa trebuie să spun. Egal cu 12. Da, da? Minus 12. Foarte important. Minus 12. Tot datorie este, da? Cât face, hai să zicem, minus 7, minus 5? Minus 12. Minus 12. Da. Așa. A fost la fel ca cealaltă casă. Bun. Cât face? Minus 7 plus 9. Așa. Acum astea. Acum mai am să vedem. 16. Nu, nu mai sunt. Nu e datorie. Aici ai 9. Ai buzunarul plin cu 9 și dai doar 7. Și îți rămâne? 2. Deci, aici sunt dușmani, se luptă între ei. Și cel mai puternic? Câștigă. Zici, eu spun, nouă. Și îi dă semnul iar nouă. Nu rezervă. Cât face minus 9 plus 7? Două. Atenție. Cine e mai puternic acum? Minus 2. Asta-i. Asta-i. Minus 2. Minus 2. Sigur că da. Da? E foarte tare. Că mai puternic nou, se bate cu 7, îl termine și tot rămâne tot cu semnul lui 2, minus 2. Ah, foarte interesant. Deci, încă o dată, minus 11 plus 19. Minus 30. Minus. Atenție. Minus 11 plus 19. 30. 19 cu 5. Ce ai în față? Plus. 19. E cu plus, ăsta e cu minus. Minus 30. Nu. Ca aici se dă bătălia. Între ei. Care e mai mare? 19. 19 mai mare. Plus. Da. Bun. Și dacă nu el, el e semnul său. Și se scade din 19 pe 11, dai la bătălia. Și rămâne? 8. 8. Deci vezi? 8. Plus 8. Dar mai e plus că se subînțelege. Îi dăm semnul ăsta e puternic. Dar minus 20 plus 7. Minus 27. Minus 20 plus 7. Plus 27. Nu. Este tot prin dușman. E cu minus? Minus 27. Nu.
fac fel datorie. Minus 13. Minus 13. Da? Foarte interesant. O să mai joci cu asta, că e interesant dacă noi să ne jucăm așa din când în când, pentru că vreau semnul acesta să le pui bine și bine la punct. Cu fir. Fir. La fir, că dacă nu fie ce fir îți dau acolo. Nu, 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 200. Deci, de la Baco la... De-a Lumare. De-a Lumare. Da, de-a Lumare. De-a Lumare. De prima zi. Face 10 și... Face 7... 8. 7... 8. 7, 11. 7, 11. Încă 11. Mă-ți mână 11. 1, 2, 3. Deci neapărat plecare. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dar nu mai e... Și 7 luăm din ele, da? Da. Și luăm 7 din ele. Ei, dacă luăm 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, asta este pentru prima zi. Parcurs atât la pentru prima zi. Da? Deci, astea sunt 7 de 11. 10. 11, da? Prima zi. Bun. Să rămână copil. În a doua zi... Face... 8. 8 vrei tu, da? Da. În a doua zi vrei 8. Nu, ce o să fie 8? Ce o să fie 8? 7 optim. 7 optim. 7 optim. 7 optim. 7 optim. 7 optim vrei. Da. Eu îți dau... Fii atent. Și îți dau... Și-mi dau 7. Să se roage, nu, profesor. 7 optim vrei. Da, eu... Deci eu puteți foarte tare chestia. Da. Să vedeți ce e. Dar vedeți că mai două el îl oprinde. Da, îi place că e din ușor. E ușor. De-aia fără trei. Cât ar trebui să dea? Nu. Ia fără trei să vedea. Nu. Două trei. Da. Două trei. Da. Două trei din rest. Două trei din rest. Chemați clasa a cincea. Deci două treimi, la doua zi... Bravo, mă, Irene, e frică. Da. Încă dacă... Nici eu nu știu. Nici eu. Cred că e doar profesor, nu știu. Da, dacă am dat-o de acum, am înregistrat, n-am în ce face. Ia să vedem. Să facem la capăt. Scrie 10 și... Două treimi. Deci, îți plăcea 12. Iar mi-a plăcut 12, ori 8. Deci, atenție, ar fi vrut 8. Foarte tare. Deci, practic, ai făcut fiecare în 3? Fiecare în 3? Da, dar îți plăce fiecare în 3, 12. Eu să facem o fiecare în 3. Yes. Eu să facem o fiecare în 3, ca să îmi place ideea asta ta. Deci, facem în 3 fiecare, da? Uite, uite, deci facem așa, pe fiecare în 3. Și-a însemnat. Dar nu m-aș fi ce vrei, dar o parte. Fii atent, ce șmecher, eu îți cer 2 treimi, e tot restul. Am luat că e două la ce mă refac. Da? 2 treimi, e tot restul. Adică las două dintr-o bucățică. Asta e. Iei două din asta, iei două din cealaltă, iei două din cealaltă și rămâne cât practic? Una. Una aici, una aici și una aici. Deci îți rămâne în total trei. Deci tu iei două treimi, că asta e șmecherea. Bravo, mă și maserul. Uite, iei două treimi din prima. Da, sunt trei. Urmă, iei două treimi din a doua. Iei două treimi de aici.
două treimi de aici. Așteptați, așteptați! Și mă vedeți la ceva. Ia, hai. Ia să vedem, mă, cât ne era. Vreau să rămână 200. Nu 200, nu de mare, dar 200. Ia să vedem, cât ne rămân. Din alea, cinci, din prima rămâne. Din prima rămas una, două, trei, patru. Adică, dacă le-am mișcat cu ăsta și am face lipitura, ăsta două se lipim pe aici, se lipim pe asta aici și pe asta aici. Și ștergem de aici, da? Nu, domn profesor, vreau să rămân 200 la toate. Ia să vezi, mă, am înțeles. Dar ai văzut ce-a făcut eu și șmecherii tare, foarte tare. Foarte tare ce-a făcut. Azi așa, fiindcă a luat două treimi din prima, două treimi din cealaltă, două treimi din cealaltă, două treimi din fiecare bucată, mi-au rămas câte un gol aici. Gol aici, golul ăsta și golul de aici. Și golul, ăsta două goluri, iau pe ăsta două de aici, le șterg și zic, tu treci aici și mi-ai înfrut golul de aici, tu treci aici și mi-ai înfrut golul de aici. Și cât mi-a rămas micuțe acum? Vreau să fie 100. Una, două, trei, patru. Deci a rămas aceste micuțe, patru. Patru sunt patru. Vreau să fie 200. Și restul acela, al treilea, al treilea rest. Vreau să fie 200. Tot. Da? Deci, asta să ții minte, că asta e șmecheria. Deci împarți, nu poți să împarți. Nu poți să împarți poate. Da. De fiecare împarți în bucățile astea, în trei. Dacă ar fi fost, să zicem că luam 5 șeptimi din rest. Adică le spărțeați în 7. În 7 de fiecare. Toate 5 în 7. Toate 5 în 7 bucăți. Și din ele luam 5. Și rămâneau de 2. Le lipeam acolo. Am fost la punctul șmecherii tale. Vreau să fie 200. Cum ați luat două treimi, domnul profesor? Uite ce a făcut. De la ideea lui, foarte tare, că ar fi vrut 12. M-am folosit de ideea lui. Și am împărțit pe asta în câte, câte el avea de gând să o parte pe fiecare bucată de asta, ce, în 3, nu? Da, da, da. 3. Și a făcut 12. Ca să iasă și lui, da. Ca să iasă și lui. Și m-am folosit de ideea lui. Și atunci am zis așa, a face două treimi din toată bucată. Înseamnă a face două treimi din prima, din a doua, din a treia, din fiecare. Două treimi. Și acum, două treimi am notat cu galbe. Aici, 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 și aici, două treimi. Și cât i-a luat? Și-mi rămânea un gol aici. Aha. Gol aici. Și asta e noastră, nu știi? Da, da, da. Și a zis, mă, hai, nu vă supărați, de aici de voi. Ăstea două micuțe vin și umpleți golul. Corect. Și le-am zis, hai treci tu aici și umple golul, umple și tu în partea asta. Așa. Și mi-a rămas ăstea acum, am șters și mi-a rămas patru. O, e extraordinar. Foarte tare chestia asta. Este scătită. Și până aia câte? Și toată asta am zis că sunt 200. 200. Așa. Adică tot ce-a rămas, da? Da, 200. Da. Deci asta, pentru a treia zi, rămân 200 km. Îmi place, stai care mă. Și acum, cine mă întreba? Care e toată distanța? La dealul mare. La dealul mare, da, dacă la dealul mare. Și cât o fac de fiecare zi? Nu, stai care. Cai? Da. Cam ce stai. Suntem în momentul cel mai frumos al lecției, pentru că... Dar tu faci acum fix, îmi dai rezultatul total? Da! Wow! La da, urmă spate... Da, da, toată distanța asta, ca să ne gândim și noi, bine, la... E, dar 1000 nu mai pot, că ați făcut 1000 de kilometri mai mult. Unde? 1000 de kilometri. Deci, aici... Da. Până aici ați făcut 1000 de kilometri. Așa? Până aici? Da. De ce? Că, cât e una din asta? 150. Da, da. Așa. 150 e una de asta. Da, 150. Vedeți bine. Kilometri. Și cu asta 300. Da. Da. Și cu asta 104.
450. 450, 600, 750, 900, 1150, 1050, 1350, 1300, 50 cu 150 fac 200. Da. 1200. 1300. 50. 1600. Ia mai fi atât. 500. 1500, da. 1600. 1700. 1650. 500. 50. Da, 1650 tot asta. De fapt, după ce s-a făcut o singură rată, câte sunt de toate astea? Câte segmente de astea sunt? Uite. 11. 11? Și atunci se face așa. 150 ori 11. Câte 11 ori? Mi-a adăugat un 0, 1500. Nu sună? 1650. Și cu 50 de aici? Da. 1650. Deci, practic, cum trebuie să zicem? 150 ori pe 11, să zicem 10 plus 1. Și acum, ai zis tu, bă, la 150 și cum să zicem 10, mai până în 0, nu? Da. 1500 plus încă 150 ori 1, plus 150. Și cât faci 1500 și 150? 1600. 1650. Este mult mai repede. Așa am muncit aici. Ai muncit foarte tare. 150. Și 150 face... 300. 450. Dar eu știi ce aș numi? Eu așa am. Astea două fac 300. Încă două 300. 600. Și încă două 900. Și încă două 1200. Și încă două 1500. 1500. Și cu urma să vă lasă... 150? 1650. Te prinzi, trebuie să duci cu șmecherii tot timpul. Când ai greutăți de astea și ai dificultăți mari, trebuie să fii cu idei de astea așa ca să n-am venit de treabă. Dar cel mai rapid este... Și acum am înțeles, mă, de ce trebuie să fac la mulțire, mă? E foarte tare. Deci de ce oamenii învață în tabla mulțirii? Ca să-și ușureze munca. În loc să adune 150, plus 150, plus 150. Și uite așa de câte ori? De 11 ori. În loc să muncească pe care am muncit. 3 ori 11. Atunci înseamnă că de fapt 150 ori 11. Deci tabla mulțirii a apărut nu ca o fost un loc cuiva, cuiva, ci ca să nu ușură munca. În loc să facem adunări, le este repetate. Așa că sunt 150 plus 0 de la 10, 1500 și cu 1, 150, da. Și cu 1650. Foarte tare. Așa se muncește cu 10. Ia să vedem cât face 23 ori 10. Ori 10. 23 ori 10. Da. 23 ori 10. Da, da. Îți faci 10 în 2, în 5 și 5. Poți să faci așa, dar muncești mult. Da. Dar când denunțim pe 23, ia să zicem 2 ori 10. 2 ori 10. 20. 20. Adică îl dădui cu 0. Și 230. Asta era. Asta era. Da? Cât face 23 ori 100? 2300. Că pui 20 ori. 2300. Am pus un de asta și gata. Sigur că da. La 23 mi-a pus pe 0 și 2300. Deci așa se muncește cu 10. Așa că tu acum ai descoperit astăzi că tabla mulțirii este de o importanță foarte mare. Foarte mare. Că nu oamenii și-au
au gândit că eu sunt, băi, hai să facem niște reguli. De ce să muncim mai atât de mult cu adunarea asta regătată? Hai să facem, să ne facem un parapet, să ținem copiii în minte, să ținem cu toții în minte, ca atunci când avem de făcut treaba asta repetată, să nu mai facem, să nu ne muncim așa. Și uite, când avem 76 ori, hai să spunem ori 15. 76 ori 15. Pe 15 îl gândim 76 ori, nu pe 15, 10 plus 5. Până să despartă în 3. Și 5? 5, da. Da, pentru că eu 10, eu spun 10 și așa. Făceam 5 și adunam 100. De 3 ori. Dar mai ușor așa, că cu 10 eu știu să fac, mă. 76 ori 10, cât face? 760. 760, vezi? Și plus 76 ori 5. Acum sunt într-o situație complicată. Da. Iau deoparte pe asta. 76 ori 5. E de parcă aș spune 5 ori 76. Este același lucru. Da. Da? Și e cazul 5 ori, pe 76 rup 70 plus 6. Da? Și cum fac 70? Și acum vine 5 ori 70. 5 ori 70. Deci, plus 5 ori 6. Da. Și e cazul 5 ori 70, cum faci? 5 ori 7. Dacă aș ști cât face 5 ori 7? Dacă aș ști. Dacă aș ști, m-aș descurca. Adică... 5 ori 7? 3.500. 350. 350, da? 7 ori 5, 350. Deci, el a adunat cred că 7 de 5 ori. 7 ori 5, 350. 5 ori 10, 350. Corect. Eu am făcut 140, am făcut 140 plus 140 și am adunat un 70. Bravo. Hai, eu 70. Da. 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 5 ori 5, 25 și cu 5, 30. Iată cum... și cât faci 350 cu 30? 350 cu 30 este egal cu 380. 380. Iată că am reușit să facem și muncirea asta. Acum ne ducem sus. Știi bine că noi am rămas dator aici. Adică zicem 760 plus 380. Plus 380. Și acum cât face? 1000. Nu așa. Nu. Hai, dacă știi că da, că știi, mă, fără să greșești. 1000. 2000. 2000. De-aia te gândești. Asta îl adunăm cu intenții, așa face. 0 plus 0. 0. La 10. Așteptați. Ce? 1140. Rezultat? Corect. 1140. Deci, ești la cuptat? Da. Dacă tu ai răbdare și ne urmărești, o să... Nu, important să dai niciodată greșe. Asta, da? Dacă știi și ai dat o greșeală, ai făcut o greșeală, este ca toată... De aceea trebuie să fii, adunăm 0 și cu 0. La 10. 6 și cu 14. 4. Și ne ducem cu unul acela care e la sute. Și 7 și cu 3. 10 și cu una de sute, fac 11. Și gata, rezultatul e corect. Dar așa trebuie să faci tot timpul. Așa că am descoperit astăzi
ce lucru important? Că tabla mulțirii a apărut ca o nevoie de a-l ușura munca. La calcul, să avem viteză la calcul. Nu faci și calculurile să repetate la nesfârșit așa. Deci trebuie să știm foarte bine tabla mulțirii, de aceea tu ai și pornit pe chestia asta. Și mai e. Vreau să... Câte revizați? Da, am depășit, da. Da, sunt 25. Așa, sunt așa.